Sigur nu vrei să începem iar? Sigur, e perfect până acum. Wow! Bine v-ați întors la El Papa's Juego. Ne-a fost foarte dor de voi. Serios. Oh, chiar facem episodul în spaniolă? Wow! Vreau să fiu femeia. Fii femeie. Pentru că sunt gender fluid. Ok. Astăzi, ca ce te simți? Astăzi, mă simt ca maioneză. Fuck! Telefonul meu! Wow, Andy, mai zici de cut la episod, înainte de primul minut. Asta e un cut, brvă! Vreau să trăiesc mai mult! Vreau să nu mai strănut! O tabletă de iubire, vă rog! Nu se merge la putere de a spera surățeta pentru viața ta! Oh, hei, bine v-ați întors! Wow! A fost o pauză publicitară. Hai să salvăm oamenii, Mihai. Da. Oh, trebuie să intri în ei ca să-i salvezi? Da. Oh, deci asta e ok. E simplu. Ok, asta, jocul ăsta e un fel de unknown classic. Și e pe bune, pentru că e un joc foarte bun. E unknown? What? Hidden gem, ceva de ce nu ai zice. Oh. Oh, doar fac asta, ok. Camera te urmărește pe tine? Nu, ne urmărește pe amândoi. Du-te într-o direcție. A, pe mine mă urmărește. Nu, pe amândoi. A, uite, zombalul ăsta nu... De ce există trambuline și de ce poți să le folosești? Nu mă ajută. Uite așa există. Ca să întrebe proști. Ia cățelul, Jesus. Cum să nu salvezi cățelul? Ești dement? Ești bolnav la cap? Ești de-ala? Nu, nu intra, mai avem ceva, mi se pare. Ce? Doar urmează-mă. Te urmez. Te cred. Ok. Shit. Nu e așa că te distrezi până acum? Da, merg prin orașul ăsta foarte bine făcut. Nu e un oraș, e doar o curte, un cimitir. Da, exact. Dar cum au ajuns oamenii ăia? Care oameni? Nu știu, pe cei pe care i-am salvat. Oh, fuck. Mi-am două vieți! Una. Serios, e doar prin un nivel? Da, bine, dar... What? Oh, ok. Da. Crezi că te întorci înapoi unde eram? Pe... da. Vino aici! De ce? La asta, dracule. Vino aici. Pe de ce? Că mai e partea asta. Uite, ce o cheiță. Gata, acum ne putem întoarce. Ai murit? Da. Jesus. Oh, wow. N-a fost absolut. Mihai, intră pe... așa. Asta voiam să fac. Shut up! Level 2! Evening of the Undead. De ce trebuie să salvăm soldatul? Suntem doar niște copii. Vezi că ai luat ambele aruncătoare de... Cum ai făcut aia? Nu știu, am apăsat pe left, right, left. Tu faci aia, nu? Ah, ok. E un fel de mapă. Oh. Oh, shit. Oh, merge și pe left și pe right. Fuck! Andy, ai pierdut 3 vieți, e doar al doilea nivel. N-am pierdut 3 vieți. Am pierdut 3 lupturi. Da, exact. Ui! Oh. Să luăm pe Jeremy și pe... față de Mildred.
Chiar de, ce, de ce nu-i salvăm și pe zombie? Pe zombalăi? Da? Are the zombies the heroes all along? Zombie? Sunt mai buni? Dar cum poți să fii atât de rasist? Adică ce drepturile zombilor? Mihai, dacă ar fi vreodată o apocalipsă zombie, eu m-aș lua de zombie. Oamenii se omoară între ei, dar zombie? Zombie lucrează împreună, în pace. Da, exact. Chiar e un viitor așa rău? Adică nu sunt așa inteligenți, dar... Da, dar trăiesc în pace, în liniște. Da, gen nu defrișează nimic sau ceva, nu omoară altceva în afară de oameni. Care-i downside-ul? Vreau să știu un downside. Poți veni oricând pe aici. Nu. Te rog, spune-mi că erai atent pe unde am luat-o. Da, eram atent pe unde am luat-o, dar vreau să iau alea. Pe unde am luat-o eu. Da, eram atent pe unde ai luat-o. Proasta dracului. Dar unde că... ce te întorci afară? Pentru că nu știu ce căcat cauți. Explorezi nivelul? De ce? Cum adică... De ce? Ca să găsim oameni și chestii. Nu apar rușile când îi găsim pe toți. Păi da, dacă nu explorăm nivelul, cum vrei să-i găsim pe toți? Da, dar poți... Putu-s... Ce cu sucul ăla? Ce mi-a dat sucul ăla? Aaa, am înțeles. Tu în jocuri din astea nu vrei să explorezi, să deschizi uși secrete, chestii? Nu știu, eu nu mă prea joc jocuri din astea. A, ce te-ai jucat tu? Doar jocuri mainstream. Nu-i vorba, nu am jucat jocuri de genul ăsta. Gen... Știi tu cât de bun sunt cu perspectiva 2.5D? Tot două dimensiuni sunt în jocul ăsta. Știi, nu? Da. Cum adică da? Nu, adică da? Sunt două dimensiuni. Păi, eu cream că e doar una. Nu doar una, gen 2.5. Pentru că e puțin pend fucking camera. Ah, fuck off! Nu ieșim? Nu știu niciun joc în care ai zis tu vreodată că n-ai probleme cu perspectiva. Pentru că numai jocuri cu care am probleme cu perspectiva am jucat până acum. Asta zici de fiecare joc. Pentru că numai jocuri de-astea jucăm, Andy. Nu. Tu dai vina pe căști pentru toate, tu dai vina pe perspectivă pentru toate. Pe căști n-am dat vina la jocuri. Tu dai vina pe mine că nu port căști. Nu, tu dai vina pe căști de parcă sunt spawnul lui Satan. N-am dat vina pe nimic în afară de îmi cade părul. Nu, ai zis că îți fac ceară în urechi, îți încălzesc ceara, căștile nici măcar nu încălzesc. Ba da, what the fuck, eu transpir sub căști. Transpir de la căldură, nu de la căști. Ba de la căști. Jesus Christ, Andy, știu ce simt. Atunci de ce n-am pățit asta niciodată? Pentru că tu nu transpiri sub căști. De unde să știu de ce nu transpir tu sub căști? Cum să-ți încălzească ceara? De la transpirație. Tu nu scoți ceara? Ba da. Păi și atunci? Dar mai rămâne, gen. Nu știu. Da. Hai în jos, că nu putem lua. Da. Da, păi hai. Okay.
Oh shit, ce-s ăștia? Oh shit! Fuck, au mai multă viață! Fucking... Oh, fuck. Sunt dizzy. Fucking bones of fucking Satan. What the fuck? Aaa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 
tanti aia. Ok. Da. Mă întreb oare de ce ne urmăresc pe noi, dar nu și restul oamenilor. Pentru că e mai plat convenient. Ah. A, să mor tu! Ai murit de tot? Da! Și care-i partea bună totuși? Că nu e ca la Kirby, deci... Da. Încă pot continua. Fără tine. Da. Tot ce poți să faci e să mă ajuți moral. Ok, Andy, am încredere că poți să o faci. Fucking turiștii aia. Fac poze în mall. În timp ce e un zombie apocalypse. Da, dar nu e așa că ai vrea să imortalizezi chestia asta. De câte ori vezi... Ce aș face un selfie cu zombie? Fucking! Da. Ah! Uite cheia. Da. Okay. Aia era înghețată. Cred că da. Uite, poți să iei pe acolo și... Bada bing, bada boom. Dă-i pe mapă să vezi. Mai e unul. Mai e unul. Oh, shit. Ăsta e un mall sau ceva? Da, e un mall. Cream că ți-ai dat seama din... Câte etaje sunt și chestii. A, eu, o să mai joc vreodată sau doar? Habar nu. E gata, e pierit. În episodul următor.